Județul Mehedinți este într-o continuă dezvoltare. De această dată vorbim despre zona de nord, a cărei infrastructură rutieră se află într-un amplu proces de modernizare, în contextul în care la sfârșitul acestei săptămâni va avea loc sărbătoarea Peșterii Topolnița. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu primarul comunei Cireșu, Doru Țărlui, consilierii județeni Nicolae Drăghia și Claudiu Cenușe, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, au străbătut drumul județean 607B Cireșu-Marga, tronson de 5,2 km în cadrul unui proiect implementat de Consiliul Județean Mehedinți pentru a se asigura de faptul că turiștii vor avea cele mai bune condiții de trafic. Se lucrează intens la infrastructura rutieră din județul Mehedinți. Continuă asfaltarea drumului județean 607B Cireșu-Marga. Nu de mult acest drum era aproape impracticabil, având nevoie de această investiție pentru a putea beneficia de condiții optime de trafic. În acest weekend va avea loc sărbătoarea Peșterii Topolnița, iar președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a vrut să se asigure că se ajunge la locul desfășurării evenimentului în cele mai bune condiții. August, fiecare an se desfășoară cu una Cireșu sărbătoarea Peșterii Topolnița. Am venit astăzi să verific modul în care se lucrează la drumurile județene care asigură accesul către comuna Cireșu. Am verificat și drumul de la Malovăț la Marga, care, așa cum spuneam zilele trecute, este aproape de finalizare și sperăm că în scurt timp să facem recepția la terminarea lucrării. Și am verificat și modul în care se lucrează pe celălalt proiect al nostru, pe tronsonul Marga Cireșu. Se asigură accesul mult mai facil și către Peștera Topolnița, dar și către locul în care se organizează această sărbătoare câmpenească. Îi invit pe locuitorii județului Mehedinți să vină într-un număr cât mai mare în comuna Cireșu la această sărbătoare sâmbătă și duminică, în special duminică, pot să viziteze de această dată Peștera Topolnița, să participe și la această sărbătoare câmpenească. Eu zic că de această dată Consiliul Județean Mehedinți și-a făcut treaba la modul cel mai bun posibil. Cele două drumuri sunt asfaltate. Acum le recomand celor care vin în această zonă să folosească traseul Malovăț-Marga Cireșu, urmând și în anii următori să terminăm și celălalt tronson de drum rămas neasfaltat așa cum trebuie de la Magheru până la Bunaică. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu primarul comunei Cireșu, Doru Țărlui, consilierii județeni Nicolae Drăghia și Claudiu Cenușe și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, au străbătut drumul județean 607B Cireșu-Marga, tronson de 5,2 km, în cadrul unui proiect implementat de Consiliul Județean Mehedinți. Spre deosebire de anii trecuți, când drumurile care duc la Peștera Topolnița îngreunau accesul turiștilor, acum ele sunt modernizate și asigură condiții bune de trafic. Astăzi l-am însoțit din nou, calificată pe domnul președinte Aladin Georgescu, într-o vizită de lucru pe unul dintre șantierele noastre care se află în plină dezvoltare, și anume pe drumul de la Marga la Cireșu, unde am venit să verificăm în ce stadiu sunt lucrările și să ne asigurăm că la sfârșitul săptămânii, când va fi sărbătoarea Peșterii Topolnița, vom avea mult mai mulți musafiri decât anul trecut, datorită faptului că drumul este în condiții foarte bune de trafic. Drumul are asfalt nou pe toată distanța, la fel ca și tronsonul Malovăț-Marga al drumului județean 670, drum de asemenea modernizat de Consiliul Județean Mehedinți. Buna colaborare dintre primarul comunei Cireșu și Consiliul Județean Mehedinți prin președintele Aladin Georgescu se vede. Turismul a înflorit în zona de nord a județului odată cu reabilitarea infrastructurii rutiere, iar turiștii vin din toate colțurile țării pentru a vedea minunile naturii. Cu atât mai mult că în acest weekend va avea loc un eveniment inedit, și anume sărbătoarea Peșterii Topolnița. Peștera Topolnița la ediția 59. Invităm pe toți iubitorii zonei montane și iubitorii care le place să vină la Cireșu și la Peștera Topolnița să ajungă la noi în Cireșu. Mulțumesc domnului președinte Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean, pentru că a fost alături de comuna Cireșu și de locuitorii din comuna Cireșu, pentru că a asfaltat de la cap la coadă, cum spune românul, de la Malovăț până la Peștera Topolnița și inclusiv până la scena de la Peștera Topolnița, acest drum, și este un asfalt nou, proaspăt, și avem o secțiune de drum care nu a fost asfaltat niciodată. Geoparcul Platoul Mehedinți va veni în sprijinul persoanelor care se vor aventura în drumeții. O noutate anul acesta o reprezintă faptul că va fi deschisă partea activă a peșterii, unde vor avea loc plimbări cu caiacele.
Aici, de la Direcția Administrativă Geoparc Platou Mehedinți, suntem parteneri alături de Primăria Comunei Cireșu în organizarea sărbătorii peșterii Topolnița. Anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, venim cu o noutate, deschidem încă o parte a peșterii Topolnița, unde invităm persoane dornice de aventură și de natură să viziteze peștera Topolnița din caiace gonflabile. Rămâne traseul consacrat din Galeria Gura Femeii, pe care o să-l deschidem și sâmbătă și duminică. Așteptăm persoane în număr cât mai mare, infrastructura rutieră este la un nivel ridicat, vă îndemnăm pe toți cetățenii să ajungă, să bucure de sărbătoare alături de noi. Consilierul județean Nicolae Drăghia afirmă faptul că acest drum este o mândrie pentru județul nostru și asta datorită Consiliului Județean Mehedinți și implicării președintelui Aladin Georgescu. Sunt tare fericit că după atâția ani, iată că și acest drum care leagă Marga de Cireșu a văzut așa un contur și este asfaltat, că prin implicarea Consiliului Județean, a președintelui, a celorlalți responsabili, avem un drum ce poate fi o mândrie a județului Mehedinți, pentru că este într-o porțiune destul de grea, dar pe cât de grea, atât de frumoasă. Autoritățile județene lansează invitația mehedințenilor, dar și locuitorilor din județele limitrofe de a participa duminică 21 august la sărbătoarea peșterii Topolnița, cel mai bun traseu pe care îl pot parcurge către peșteră și pe care îl recomandă autoritățile, fiind drumul național 67 Malovăț, drumul județean 670 Bobaița, Bâlvănești, Godeanu, drumul județean 607B Marga Cireșu. Sărbătoarea peșterii Topolnița este unul dintre cele mai cunoscute evenimente câmpenești care se desfășoară anual în comuna Cireșu. Turiștii au ocazia să viziteze peștera, chiar să facă plimbări cu barca cu ajutorul colegilor de la Direcția Administrare a Geoparcului Platoul Mehedinți. În plus, se va organiza tradiționalul concurs de țuică de cireșe, dar și un spectacol folcloric susținut de cunoscuți artiști mehedințeni. De asemenea, tot la sfârșitul acestei săptămâni se desfășoară Karstis Verna, MTB Race, concursul de biciclete devenit deja o tradiție în zona de nord a județului Mehedinți pentru iubitorii de mișcare.